Ok, lucrăm astăzi, Cristina, cu Marin și pentru Marin și cu da. partea lui subliminală, da? da? Este o sesiune de uh, recurățare și investigativă, da? Da. Hai să citesc punctele. <coughs> Imediat. 1. Anul trecut, prin septembrie, după ce am făcut o meditație, am adormit și la scurt timp m-am trezit în vis cu o tânără foarte frumoasă și inconștient i-am permis să intre în mine. A intrat în inima mea, apoi a coborât prin prima ceacră. După aceea am realizat că e o entitate care fura energie sexuală. Doresc să o elimin complet și pentru totdeauna. Doresc ca partea mea subliminală să mă învețe, să mă protejez de astfel de paraziți eterici. 2. Într-o seară am ascultat o sesiune și am adormit în timp ce ascultam. M-am trezit în vis pe o platformă înaltă și în fața mea, în dreapta, era o femeie, iar în stânga un bărbat cu mustață pe care l-am identificat ca fiind un parazit eteric. M-am dus la bărbatul din stânga și l-am împins. Astfel a căzut de pe o platformă în gol. La câteva zile mi-a apărut din nou un vis un bărbat cu mustață, nu sunt sigur dacă era același, și mi-a aruncat niște pietroaie imense și grele în piept. Nu am fost în stare să le resping și au intrat toate în mine. Vreau să știu dacă am reușit să topesc toate pietroaiele din piept. 3. De ce mi-e frică să vorbesc în public? Ce blocaje mă împiedică să-mi asum calitatea de lider? Rog partea mea subliminală să elibereze toate blocajele identificate aici. 4. Deși partea mea subliminală a scos programul care bloca învățarea limbilor străine în prima sesiune, în continuare nu pot mai înmora cuvintele în limba engleză. Rog partea mea subliminală creativă să implementeze un program pentru învățarea rapidă a oricărei limbi străine și să lucreze pentru o bună memorie. 5. Am început să visez secvențe numerice. De exemplu, Marin, ai, ai citit cumva pe ea cu coduri numerice? Gabro, voi? Da, da, da. Ai, da? De exemplu, am visat secvența 118500 pentru retragerea corpului fizic și frumusețe. Regenerarea, pardon, Regenera. corpului fizic și frumusețe. Aș dori să știu cine îmi comunică în vis aceste secvențe numerice, dacă creează legături cu paraziții eterii și dacă sunt personale. Asta e interesant. 6. Doresc ca partea mea subliminală să curețe chakrele 1 și 2, Muladara și Zvadistan. De blocaje, plesteme, legături, programe limitative, frici, juramente din alte vieți, jurăminte pe care le facă lugării, jurăminte de castitate. Etică. Am curățat odată, da? Deci tot la prima sesiune. Hai să vedem ce a mai apărut. Dacă a mai apărut ceva, vrei să spui, da? Da între timp. 7. Am visat într-o noapte, am scris visul și pe grup, cum doi pretinși polițiști mi-au copiat din telefon fără acordul meu toate datele de identificare, locația și traseele mele din aplicația de la bancă. Doresc să anulez și să ard orice informație copiată fără acordul meu. 8. Într-o dimineață, acum două săptămâni, înainte să mă trezesc și să deschid ochii, am auzit următoarea propoziție în engleză. Never be, be the same. Niciodată deci nu va mai fi la fel. Da. De la cine am primit acest mesaj și la ce se referă? Nu, no. eram în vis și așteptăm, așteptam poștașul să-mi aducă un mecanism foarte important. Al zecelea și ultimul care îmi lipsea, ca un ceas mecanic. Dar când să îl iau uh, din mâinile poștașului, au venit niște hoți și mi-au furat mecanismul ce completa perfect mecanismul cel mare. Vreau să știu ce mi-au furat hoții, de fapt ce reprezenta acel mecanism. Rog partea mea subliminală să-l caute și să mi-l aducă înapoi. 10. <laughs> foarte dezamăgit. Da. 10. Acum șase luni am visat șapte cărți de joc cu diferite imagini pictate. Păreau ca niște etape de parcurs și pe ultima carte de joc era o valiză mare cu două semne ale dolarului. Pe ea. Ce blocaje sau programe negative mă împiedică să manifest abundența financiară nelimitată? Astea sunt. Deci o să citesc, Cristina, după ce curățăm, da. partea subliminală, fiecare punct, da? Nu, o să le, cum să De, spunem? Le perem adică și le, le analizăm. Urmărim, da. Da, așa. Da. Adică îl citesc, urmărim, citesc, urmă, așa procedăm, da? Da, îi punem o oglindă și să se identifice. Da, dacă... da intre, hai. Ha! Ne pregătim. <coughs> Marin, -ai emoții. E, da? nu. Adică te relaxezi, da? <coughs> Începem inducția. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult cu fiecare respirația ta și cu fiecare cuvânt al meu. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această încăreunare merge până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău Se ungaré una as. Abdomenul to. Se ungaré una as. Pieptul. voi număra de la 1 la 3. Iar tu, Marin, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Cristinei. 1. Toi. 3. Marin. Nu văd nimic. Ok. Dar ești în stare de relaxare? Te sunt, relax. sunt un pic tensionat, nu știu de ce. Uh -huh. Respira adânc și detensionează-te, da? Deci ceea ce vezi tu dincolo de plapele închise este un întuneric, da? Da. Asta înseamnă că nu vezi nimic? Căutând în tot acest întuneric, nu există niciun, nici o spărtură mică cât un urdeac prin care intră lumina. Sau partea de jos nu este un pic mai luminoasă decât cea de sus, ia vezi. Deci nu încerc să-ți induc eu ce să vezi, tu singur percep. Nu văd nu văd decât dacă de ador complet. Mm -hmm. Scoate acest program afară acum, din starea în care ești. Cauți programul așa cum ești între două luni. da? Cauți programul și îl smul și la arunci. Asta este un program. Deci vezi și dacă nu ador. Dar dacă nu vrei să continuăm, nu e nicio problemă. Scoate e. și și toate emoțiile. Încearcă să le identifici, să le percepi unde sunt și în legătură cu asta și în legătură cu orice. Și descrie cum le percepi, te rog. cum le simți tu, chiar dacă nu le vezi. Deci prima legătură cu asta este percepția. Deci unde simți, Marie? Nu, nu, nu prea simți. Nu prea simți? Nimic? Haideți să identific parte partea ah. subliminală. Mm -hmm. Ea este. Da. Cerem voi să lucrăm da. cu ea și pentru ea, dar că se rușinează. Da. Mm -hmm. E sub formă unui bărbat, iarăși, da. Ține deja în mână, mănâncă ca și cum ar fi un nod de pangliș, da? pe care l-a tras cumva de sub buric în jos până spre picioare pe pulpe și în sus. Dar buchetul din sus este mai bogat, să spunem. Sunt mai uh -huh. multe pangliș, da? uh -huh. în tot fel de emoții și în legătură cu faptul că nu era pregătit să... Da. Da, nu, dar nu trebuie să te pregătești. Nu trebuie o pregătire anume mai frumoasă, așa instantaneu. Da. ca o surpriză pentru tine să un cadou. Bun. Iar aici, deasupra capului, are ca un dom Pus invers, mm -hmm. lipit în chakra corona și este plin de informații, vreau să spun. Mm -hmm. Deci, ca un fel de coajă transparentă, știi, într-un material, totuși permeabil. Și pe dinăuntru are lipite cifre, semne, uh, litere și așa mai departe. Mm -hmm. Aparținând diferitor alfabete și. Um, chestii care poate nu există pe teră sau exista în antichitate, niște litere ciudate, niște semne, da? Uh -huh. în, în dosul acestei acestui dom întors invers sunt doi ochi. Sunt uh -huh. doi ochi, sunt frumoși ochii. Da. Au culori ciudate, are irisul, parcă este o coadă de păun și cu genele mari. Aparțin uh, iarăși unui bărbat uh -huh. uh, acest, acești uh, ochi. Acum am... să vedem ce-o fi. Da, da. Bărbat terestru nu este, sigur. Da. Uh, spune că uh, îl cheamă solet. Acea... Uh -huh. ochi, acea da, entitate. Da. Solet. Da. Uh -huh. Și spune că s-a aliat, cum ar veni cu această parte subliminală, pentru că este foarte permeabilă în privința noilor cunoștințe. Uh -huh. Ca și cum s-ar folosi de proiecția creierului fizic, știri, să-și stocheze și rezolve el anumite probleme prin intermediul părții subliminale a lui Marin. Mm -hmm. Adică a venit să-și bage datele într-un computer cuantic de mare viteză și ultima generație, pentru că asta este un. Biocomputer. Da, un biocomputer, da. lui Marin, este... da? Da, da, da. La Marin. Mm -hmm. Așa. Marin avea, partea subliminală a lui Marin identificase această entitate? Ce este? Mai degrabă ca un cumul de informații a cărora nu îl înțelegea. Uh -huh. Dar terminalul, nu. Uh -huh. Adică această ființă. Da. Este ca și cum te trezești și ai o foame așa cumplită să afli și să faci de toate, știi? Da. Și până la urmă nu reușești decât ne luându-le pe rând, reușești să suprapoi informațiile, da? Uh -huh. De un nod de ăsta informativ, legat de emoțiile lui interne, s-a folosit entitatea, știi? Uh -huh. Adică, știi ce deosebind aceste cifre, adică rugăm partea subliminală să le așeze într-o oarecare ordine, să nu mai fie în acea pâlnie, domn, da. știi? Așa, deci, scoțându-le cumva în afară și în fața ochilor, proiectându-le, da. de fapt sunt niște matrici care conțin. Au um, șase, un rând de șase semne, litere, cifre și trei. Deci da. 18 este numărul semnelor dinăuntru uh -huh. fiecare matrici. Sunt nou astfel de matrici. Deci nouă matrici. Da. Am mai visat-o din asta. Da. Ok. Tabel cu multe cifre. Mhm. Uh -huh. L-ai visat, l-ai perceput, înțelegi? Da. Adică... 1 ianuarie am mai visat-o serie, dar n-am reținut-o. Mhm. Uh -huh. Acum o să mă uit, spunem cifra aia. este... 118? Da. Stai un pic. 118500. Da. 11. Asta este, o regăsim în matrici. Da. Pe, pe, acest 8 nu l regăsesc niciuna, dar dacă îl tai cu o linie în două, înțelegi, deci este un semn ca epsilon grecesc pe care îl regăsesc, dar culcat cu așa expres da. Așa, iar treiul există în trei matrici. Treiul. Nu, nu trei. -a, a, are, și are trei în trei matrici. Nu mai vorbim de numărul ăsta, da. Ăsta e 118500. Deci eu analizez fiecare... Ce? Lucru matrice. Deci da. tu vorbești că 3, da. cifra 3 este în 3 matrici. Ok, nu avem legătură Da, deci cu... am spus că 8 da, îl tăiem da, da. în 2 da, și da. dă 2 înfățișări. Un 3 normal ca cifră... Și unul invers. Și un epsilon. Da, e, e, grecesc. Uh -huh. da. Da, 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 da. Deci îl regăsim. Îl regăsim pe asta. Da, oh. da, este ca și cum ar fi un cumul dintre matricea 1, 2 și 4. Uh -huh. Deci... Semnele acestea le găsim în 1, 2 și 4, da? Da. Și mai rămân 3 și 15 din afară. Da. să că pun partea subliminală să traseze ca la matematică, știi? Să da. unească cifrele între ele, să vedem ce iese. Uh -huh. ui, este numele lui Iisus Hristos, anume. Deci este ca și cum uh, entitatea a reușit să se reconecteze, da? da. Uh, cumva, nu foarte strâns, adică nu face încă comandă completă asupra creierului lui Marina, asupra minții lui. Da. Dar există o parte pervertită, să spunem, un pic, în câteva informații uh, au reușit. Deci se se dorea reconectarea în matricea lui a băgării acestui cod. Uh -huh. Foarte bine. Acum partea subliminală. I Am în față ochiul ăsta. Da. Îi spune că nu dorește să-și schimbe matricele informaționale, da? Da pună fața lui cu mâinile întinse, așa ca la grădiniță și să-i dea cu o linie de foc peste mâini. Da. Așa. A dat și una în frunte. Așa, o oblică a peste. Ce caută? La o persoană curățată. Vezi? Da. că da. Suntem urșiți. Da. Prin cifre încearcă să-l da. conecteze. Da. Și spune clar, deci eu nu permit îi spune introducerea codului de întuneric în codul meu de lumină. Și am afirmat asta și asta este o încălcare a liberului arbitru, să fie clar. Uh -huh. Entitatea s-a rușinat și a lăsat capul în jos, știi? De a lăsa capul așa de în jos, încât de aici, de la gât, este un fel de siluietă luminoasă. Da. Așa. De aici, de la gât, deci capul atârnă ca o coală de hârtie întoarsă, știi? Da. I-am spus părții subliminale să își urmeze voința. Îl da. trimitem acumul galactic, Da. Da. Îl trimite în vacumul galactic împreună cu el, așa cum cade în portalul acela acum. Da. care este prins în dreptul, până în dreptul gleznelor de un fel de tocător. Deci, din mâini se extrage informație negativă, ca niște dungi de întuneric, ca niște cabluri, știi? Da. Și urlă, spune, nu iartă-mă, spune. Uh -huh. La, Cât care, pe la care partea subliminală le a spus, n-am nimic personal cu tine, dar te-au trimis în momentul nepotrivit, în locul nepotrivit. Uh -huh. spune asta, spun, dizolvându-te, transmutându-te ca esență, spunele asta a lor tăi, spune. da Bun, deci sunt eliminate aceste cinci matrici, da? da. Adică cum nu Complete eliminate. Acolo unde erau literele, cifrele, semnele greșite, s-au pus cele bune, da? da? Și el le ia deasupra capului și le-a făcut o singură bară luminoasă și a introdus-o prin chakra corona, da? Uh -huh. Bun, din spate acum, în spate. Am văzut de la început, de când uh -huh. m-am conectat cu el. Deci are o legătură din chakra corona cu fluture de aur, da? Uh -huh. Dar această flutură de aur, de data asta, nu este entitate, da? da. Este o, o parte a minții lui, cu gândurile lui intime, care vrea să le protejeze de absolut toată lumea. Deci, uh -huh. de asta programul în sine nu s-a implementat corect, da? Da. Adică, ceva energie și stări se transmiteau, dar el nu lucra în acel program cu, așa zisul, o... înțelegi? Uh -huh. Deci e partea subliminală și a protejat da. niște chestii intime, da, niște lucruri ale ei. Da, programul în care vreau să-l uh, se cheamă E mare, E mare, A mare. Hmm. Adică sunt un înger, cam așa s-ar traduce. Aha. Da. Ok. Deci... Uh, cum să spun, au socotit că partea asta subliminală -a... și-a rezolvat celelalte probleme, este curată, uh -huh. ADN-ul lui este super și ce au spus. Hai. Suntem Mi -a gata să-l de... coptăm, acum uh -huh. este curat, au scăpat de ceilalți, haide să-l coptăm, da? Uh -huh. <coughs> și iarăși prin minciună și fraudă, da? Prin... Da. Momentul încheierii, deci cum să spun, momentul când s-a încheiat introducerea acelor date străine, a da, acestor coduri în matricele lor, a coincis cu momentul în care a auzit vocea că nimic nu o să mai fie la fel. Aha. Adică, ca și cum l-au au anunțat sfârșitul instalării, știi, a Matrice, codului. Soft. Da, da, uh -huh. da. De fapt, nu este introdus softul, cum să spun. Este ca și cum ai lucra cu un computer și ai introduce date în BIOS, dar nu sunt operative, știi? Uh -huh. Urma, urma. Da. Deci, softul în sine care ar fi făcut să lucreze aceste date încă nu a fost instalat. Uh -huh. Urma. Da. Deci, astea nu mai sunt, da? Da. Cris, mergem mai departe. Începem curățarea ceacrelor? Mai văd șiruri de în mintea lui, șiruri de numere, da? Ah. Deci sunt ca niște piramide acest, aceste numere. Una, deci, sunt 8 de data asta, da. da? Deci, a citit, s-a conectat cu ceva, s-a gândit foarte mult, s-a concentrat mai mult decât trebuie să spunem, da? da. Prima piramidă are cifra 8, da? da? Nu știu, mie îmi vine că corespunde cu K sau X. Da. A doua piramidă are cifra 7, da? da. Deci, stilizat ar fi... O lebădă sau genomul uman uh, care dă trăsături feminine. Uh -huh. A treia piramidă are cifra 0, dar este tăiat în mijloc, știi, cu o linie ondulată. Uh -huh. Și reprezintă divizarea celulelor. Uh -huh. Zigotul. Da. A patra piramidă are un doi întors invers, să spunem. Dar coada lui doi este ondulată ca și cum ar fi uh, făcut uh, de mână, da? Uh -huh. uh, reprezintă capul plecat uh -huh. al rasei umane în fața celor care au umblat în genom și au creat corpurile. Uh -huh. <coughs> A cincea are un semn care seamănă cu un soare, deci este un cerc. Are două virgule, deci două raze întoarse, lateral, mm -hmm. așa ca două bastonașe, o, o linie tremurată, centrală și mai jos are patru picioare, un fel de raze ca picioarele, da? Da. Repre reprezintă supremația planului lui Dumnezeu asupra omului. Uh -huh. Anulesc, crede credei, da? Uh -huh. <coughs> uh, următoarea are da, ochiul pineal, da. glanda pineală, da, acel da. semn, acel semn, da? Da deasupra și de dedesubt sunt două bare. Deci, reprezintă neputința rasei umane de a se reconecta cu energiile. Mm -hmm. oh, oh, OH! OH! Uite că sunt care se conectează. Mm -hmm. Adică ceea ce au făcut ei, da? Da. Um, a șaptea piramidă, deci penultima, are un semn făcut tot ca o piramidă din cercuri. 1, 3, 5, 7 sunt cercurile, da? da. Um, reprezintă numărul posibilităților de hibridare la o experiență. Mhm. Uh -huh iar ultima are semnul ADN-ului, panglicile, da? Este o singură panglică, în sus este mai curbată, iar în jos este dreaptă. Și din ea e săgeți luminoase. Deci este ceea ce au făcut ei asupra noastră, adică uh -huh. au fost informații, da? da? Au făcut o parte latentă, au um, rupt telomerii, da. așa, a făcut părți latente. Cum să spun, știi, cum se face, de exemplu, um, o ființă are în ea informațiile, o ființă, cum suntem eu și tu, da? da. Oricare. Noi avem informațiile deja deci, de la prima genă pe care a strămoșilor noștri, da? Da. E bine, deci. Practic, dacă suntem creați de ei, am f avem și genele lor, da? Da. E bine, capetele la ADN-ul uh, Da, la trăsăturile, deci ceea ce ne-ar face, exact ca ei, cum ar veni, uh -huh. da? Deci, uh, capetele nu se unesc, nu se citesc informațiile. Este uh -huh. tocmai acel ADN, cum să, cum să spun, care spun că este gunoi. Uh -huh. Pentru că capetele lor nu, nu se citesc, nu se atârnă. Da. Întrerupt, da? Da. Cam asta este. Ok. Deci o să adune toate aceste piramide da. și, deci, informația din ele, practic, extrage ceea ce este pozitiv și este spre cunoaștere, da? Da. Asta ce înseamnă? Că la un moment dat, deci vezi, uite, spui că n are importanță, că e un material, dar ignori ceea ce este rău și nu știu ce. Uite ce ți se formează în minte. Din cauza unui un material care conține un adevăr și mai multe minciuni. Da. A, aici este, este vorba de trei emisiuni carte. Așa mi spune partea subliminală. Din, de unde s a da, pricopsit cu astea, da? Da, da, da de s-au format. Da. Adică vezi, are informația, dar n-are suficientă. Da. Trei sferturi este pervertită și de acel da. trei, trei sferturi să agață cei ca entitatea pe care a zburat-o mai devreme. Da? Mm -hmm. Acum le, le re, reformatează, cum ar veni, da. cu ceea ce trebuie. Adică scoate de data asta, le are în partea dreaptă, Scoate informațiile, nu mai sunt sub formă de piramidă, ci sunt ca, cum să spun, ca niște dungi, ca niște linii. Înțelegi, iar restul rezidu este eliminat în partea dreaptă și l-a topit. Da. Bun. Ok. Acum să mai citești din puncte ca să mă ajuți Da, unde trebuie să mai mergem și apoi mm -hmm. facem curățarea Bin. finală. Da? Este îmbrăcat Primul... într-un costum popular. Da, în partea subliminală dar are un brău roșu cu alb, cu model așa românesc. Da. Da. Ha, frumos și da. ales. Hai spune. Avem că într-un vis, s-a trezit cu o tânără foarte frumoasă și inconștient i-a permis să intre în el, în ea partea subliminală. Da. A intrat în inimă, apoi a coborât în prima ceacră. După aceea a realizat partea subliminală că e o entitate care fura energie sexuală. Da. Vrea să o elimine. Cred că mai investigat asta că este eliminată. Adică văd că este închisă. Da. Așa zic eu, că ori am investigat, ori, ori... Da, am investigat. Am mai investigat da. despre da. că avea o... Deci partea subliminală, așa, vezi din bunătate, de bun ce da. este, da? Este așa de bun încât, cum să spun, și iubitor. Da. Știi? Și își dorește o... Na, e tânăr. Își dorește o relație bazată pe iubire adevărată. Deci ei s-au folosit atunci de această dorință a lui, știi? Da. Și au făcut așa ceva, da? Uh -huh. Bun, dar partea subliminală în sine știe că a depistat da. și a luat semnătura energetică acestei entități. Oricum nu are legătură cu ea. Deci da. este complet eliminată din câmpurile lui. Uh -huh. Deci Ei. a respins-o partea subliminală da. pe asta. Chiar dacă a intrat în... Așa cum este ar ca și cum ar fi, ar fi făcut un bluf, A intrat pe o parte și a ieșit, deci, Aha. a intrat prin inimă și a ieșit prin, a eliminat-o prin ceacra bazală. Un imediat. Atât, da, da, un looping, dar ar fi cum să spun, ar fi fost mai rău dacă era inconștientă. Ar fi rămas energiile lui, lui ei, pardon, da, ar fi ea. rămas structuri, dar știu, dar știu să le elimine. prof. Uh -huh. a ascultat într-o seară o sesiune și a adormit în timp ce a asculta. S-a trezit în vis pe o platformă înaltă și în fața în dreapta era o femeie, iar în stânga un bărbat la cum mustaț, pe care l-a identificat, da. partea subliminală, ca fiind paraziteteric. S-a dus la bărbat, l-a împins și a căzut de pe o platformă în gol. La câteva zile iar a apărut unul mustăcios, care nu a e sigur... cu pietre. Da, nu e sigur dacă era același și-a aruncat cu pietroaiele alea, în piept. Deci, da, o să iau partea subliminală și o să mergem în acel vis, în acea da. platformă, da? De fapt, este, cum să spun, o... alt loc, nu este Terra, da? Da. Deci este un fel de... seamănă cu gaura de la Antarctica noastră, știi? Da. Așa a zis, cumva, știi, uh mm -hmm. unghiul de unde privim noi, știi, dar numai că acolo unde pământul are mărgica, gaura de mărgică, știi, intrarea da. cum aveți, în lumile interioare care nu mai beneficie, nu da. așa. Deci are un. o coloană. Mm. O coloană pe care este o platformă, da? Da. Acum să întrebăm în partea subliminală de ce a eliminat mai bărbatul, da? da? Și de ce înainte de a-l elimina nu l-a întrebat ce caută acolo, da? Mm. Pentru că ai văzut că câteva zile mai târziu a venit. Da. Deci aruncându-l trebuia să anuleze și contractele cu, da. cu el dacă existau. Se poate, uite, un cuvânt să spui. Are altă entitate și tu ești da, 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 de acord mm -hmm. cu el și ai făcut acordul cu entitatea fără să dai seama, nu și. Da. Așa că... Ei orice, orice gând, orice, în orice context l-ai avea, ei îl iau ca acord, da? Da. Cum să spun, deci, uite, când, acum când vorbim, eu văd un fel de hartă efectivă a Pământului, da? da? Cu continentele și cu așa și sunt un fel de locații, cum sunt la Poliție, știu unde să-ți spun. Da. caută ceva sau la armată, știi? Da. Deci sunt cum uh, beculețele, cu un beculeț, alea, spărțile subliminale trezite, da? da? Sunt unele cu roșu, unele cu maroș și unele cu negru, da? da? Deci sunt patru categorii. Bun. Noi suntem cei cu lumina și. Deci da. suntem. Uh... <coughs> suntem localizați. Da. La o adică, dacă ei au nevoie de. Știu, eu, a ieșit altul din proiect, altă parte subliminală. Și acolo nu le mai merge proiectul, da? Uh -huh. Deci ei știu de unde, unde să se ducă la partea subliminală, că este lumea lor, vrem, nu, da, vrem da, da. Nu mai O cunosc mult, mult dar, mai bine da decât da. Așa. Și atunci vin și încearcă să te agăți, da? Uh -huh. Dacă partea subliminală este destul de tare, de bine, dacă nu. Și mai are încă tendințe să asculte în stânga și în dreapta, mai încearcă, știi? Uh -huh. Mai încearcă. Sau se folosesc, uite, de dorințele subliminale, cum am avut noi da. mai în punctul anterior, da? Da. Bon. Deci aici întâlnise pe mustăcios și pe femeie. Mm. Să știi că nu sunt entități. Nu? Nu. Acest. Deci este energia lui masculină și energia lui feminină, da? Uh -huh. Deci este simbolic. Partea lui subliminală nu-i arătat entități. Da. Deci mustaciosul nu este entitate. Mustaciosul este, cum să spun, îndoiala, îndoiala și umbrele părții subliminale, da? da. Logica, da? Da. Deci el acolo unde se afla ea ca și parte subliminală, cum să spun, a vrut să se conecteze cu energia feminină, cu a cunoaște și a, a, simți. a simți, a percepe, a face experiență, da? Deci balastul părții logice l-a aruncat, Da. Uh -huh. um, bineînțeles că este de evitat să facă așa, trebuie să existe un echilibru între astea două. Ca și cum a făcut mintea un bărbat, acel bărbat, deci este proiecția lui. Proiecția ei a părții subliminale, nu este entitate, da? Da, de așa... ce arunca cu pietre, cu pietre? Pe, pentru că sunt lucruri pe care el trebuia să le perceapă, uh -huh. dar nu să le arunce. Uh -huh. Și atunci ele, cum să spun, a eliminat ceea ce nu trebuie, au ieșit afară și au venit încărcate de emoțiile similare ale altora, uh -huh. transformându-se în pietre, da? Uh -huh. Și atunci mintea s-a răzbunat pe partea subliminală, cum ar veni, și i-a spus, tu ai vrut să scăp de balastul ăsta, dar vezi tu că toate astea au venit, au venit în față înapoi, uh -huh. știi? Uh -huh. Deci, trebuie o împăcare între minte și suflet, da? da. Adică, Ceea ce percepe uh, mintea din inimă uh, să fie lăsat de către mintea, minte terestră, să, să se pună în aplicare. Pentru da. că percepe foarte bine. Este foarte conectată, cum să spun, cu energiile bune ale Universului, cu cunoașterea, cu conștiința. Dar uh, cealaltă celălalt, că mi-apare ca un... Bărbatul nu a proiectat și ia partea subliminală, deci are încă îndoiele. Adică s-a obișnuit să fie stăpână, veacu, mm -hmm. știi? peste. Mm. întotdeauna a avut întâietate și da. se vede împinsă deoparte, da? Da. Ok. De ce mi-e frică să vorbesc în public? Ce blocaje mă împiedică să-mi asum calitatea de lider? Mă rog partea mea subliminală să elibereze toate blocajele identificate aici. Printre altele, a avut o viață când a vorbit în public și a fost asasinat în mod mișelesc, da? Uh -huh. Deci teama aceasta, deși este scoasă, nu știu cum a reușit să se reconecteze cu ea. În fine, uh -huh. nu știu cum s-a reconectat. Da. Căutându-și prin vieți, știu eu, într-un mod puțin neprotejat, să spunem. Adică, el este foarte împat, Ca da. ființă de este foarte da. foarte. Cum să spun, este ca un coș mare în care se adună emoțiile tuturor. Dacă nu învață să cureți aceste emoții, vor veni din toate direcțiile, da? Da. Adică. Adică trebuie să-și facă curățările, să le practice, da? Nu, nu mai e asta. Vezi tu că până la urmă o să chiar o să fac o postare protecțiile și curățările sunt, cum să spun, programe mentale pe care noi ni le punem ca să ne simțim în siguranță, da? Da. Ceea ce trebuie să faci tu cu adevărat este nu să stai cu ceacra inimii închisă și zăvorâtă ca de frică să nu te infestezi, ci tocmai contrarul, să lași să vină la tine emoțiile, să le percepi, să răspunzi în mod corespunzător și să nu te blochezi eliberându-le, da? Uh -huh. Deci asta trebuie să învețe și partea fizică, spune partea subliminală, da? Uh -huh. Bun. Deci are blocaje să scoată, să le scoată, nu? Da. Și să se deconecteze de acea porcărie. de zis, eu ți-am spus că amintirile amintirile rămân vii acolo și dacă știi să le accesezi, poți să accesezi orice amintire din orice viață, da? Da. Iar dacă nu mai ești tu, este ca și cum ai un uh, pachet acolo uh, pe care îl porți cu tine pretutinde, da? Până la ultimul drum. Și ai albume. Referi... Da. Un album e fiecare da. viață, da? Și nu mă refer la ultimul drum, adică înainte de a deceda în viața asta, ci nu. în genere. Mm -hmm. În genere, da. Parcursul tău. Da? Intri în albumul, Mai cu, da. tare. albumul cu tare. Deschizi albumul și vezi, da? Până la urmă, Revezi. tocmai asta facem în fiecare hipnoză. Deschidem albumele, mm -hmm. da? Des deschidem albumele și identificăm cauza. Mm. Bun, am făcut-o. Ok. Acum okay. Nimeni, ah, nimeni nu lucrează perfect. Zic toți. Toți dăm -dă eror anule, știi? Că asta este, suntem într-un corp de carne și corpul de carne este supus la presiuni, da? Și apoi și mintea, da? Și da. apoi și ceea ce încearcă să reinterfereze, da? Da. Gata. Ok. Programul ăla cu învățatul limbilor străine, că nu reușește, vrea să... -i să-și implementeze program de învățare ușoară a limbilor străine, orice limbă. Să vă spun un secret, noi nu avem nevoie să învățăm toate limbile pentru că le știm deja pe toate, da? Da, că doar am trăit prin diverse... Daruri, și dacă da? dacă el știe limba engleză, ce nevoie are să învețe? Poate că își face un blocaj, cum să spun? Este ca și cum ai încerca să... Pui o aplicație iar și iar și uh, partea ta subliminală te întreabă, știi cum te întreabă acolo. Da, da. Eu ai deja instalat, -o, o instalezi din nou, tu da, spui da, da, da și bifezi, bifezi. La un moment dat, deci acolo se, se încarcă. Se blochează până trebuie curățat, da? Mm. Păi, ca să putem pune acest program, trebuie să îi dea dezinstal la celălalt, că nu mm. poate, da? Mm -hmm. Pentru că iar l-a recreat. Mm -hmm ce-ar fi să gândească în limba respectivă? Să spun așa, mă conectez cu sinele meu divin, fără să uh, mă interferez cumva, care locuia în uh, lumea acea, aceea, unde eu eram uh, într-o cu limba engleză. Da, da într-o țară. Așa, cu da. Cu aspectul, da? Da, deci dacă tu vorbești o limbă străină, și gândești în limba ta, niciodată nu o să o înveți. Dar dacă tu vorbești limba ta și vrei să înveți limba străină și gândești în limba străină, o să o înveți imediat. Deci este vorba, până la urmă, tot de minte, da? Da. Tot de minte. Mintea, bă, tu ar face toate poznele pe da. lumea asta, da? Cinci. Aia am făcut, am dezbătut asta, cu secvența numerică și cu codurile astea, aș vrea, da. Cristina, să vedem. Cu codurile despre care am vorbit. Da, am vorbit de ele deja. Am vorbit. Da. De tot și de matrici și de tot. Șase. Nu vreau să investighez numele celorlalt pentru că nu vreau. Da, da, ok doresc ca partea mea subliminală să curețe ceacrele 1 și 2 muladara svadistana, de blocaje, blesteme, legături, programe limitative, frici, jurăminte din alte vieți, jurăminte pe care le fac călugării. Cu călugării marin ce avem? Ea avut vieți în care a făcut jurăminte de castitate și au blocat masculinitatea, sexualitatea, știi? Și probabil el simte că încă nu este în regulă, nu este complet procesul, dar trebuie să ai un pic răbdare. Deci, nu stă deci, cum să spun, 10 vieți blocată și se deblochează în câteva luni, da? Da. Adică, nerăbdarea câteodată duce la, în loc să netezească câmpurile informaționale, le lipește liniile între ele, secvențele. Uh -huh treaba Că, da. Trebuie, da, trebuie conexiune în liniște, dar partea subliminală nu va curăța numai cele două ceagre, mm -hmm. ci ce le va curăța pe toate, da? Da. Uite, din Prima ceacră, învârtându-se, a ieșit ca o zeamă de măsline. Că n-am cum să spun altfel. Așa, la culoare, știi cum presezi măsline. Ca uleiul. Da, nu ca uleiu, maroniu, așa. Maroniu, a. Ah. Maroniu negriu. Da. Este și un pic de scârbă. Mm. Adică, alta așteaptă el de la femei și găsește care sunt... Vulgare, dezgustătoare uh -huh. și s-a dezgustat un pic, înțelegi? Uh -huh. Asta îmi spune partea subliniului. Adică el într-o femeie vrea să vadă totul, știi? Uh -huh. și, deci, în primul rând, inima deschisă spre a experimenta împreună da. în viața asta, în mod frumos și asta și ori găsește interesate, ori găsește numai care... Adormite. Ar, nu a dormit decât. Da, a dormit de toate. Da. Așa, de mare majoritate. Deci, mm -hmm. uh, cum să spun? da. Nu Sau găsește că... ceea ce el își dorește, da? Găsește da, da. ce se găsește, de da? Deci, când intră în amănunt, se scârbește de mm -hmm. o latură a potențialei partenere. Mm -hmm. Este conștientă partea subliminală că energiile astea sexuale sunt grele, dacă se poate infesta și chiar ar avea un pic de frică dar a scos mai devreme panglicile de emoție, da? Da. Deci, explic din nou, deci nu trebuie să-ți fie frică de nimeni și de nimic, da? Tocmai de asta am venit în experiențele astea, să nu ne fie frică, da? Dar, deci, calculăm bine parametrii înainte. Da. Bineînțeles că o să spună cineva că întotdeauna se găsește o gură să strige, că nu poți să determin sentimentul iubirea. Ei, și dacă nu poți să-l determine, înseamnă că i-a venit ca a tras-o tu, că este ceea ce ți-ai dorit tu, da? da? Așa că de venit o va veni, nu se blochează cu nimic. Deci, protecția noastră este o formă mentală. Permisivă trebuie să fie, da? Am văzut prin atâtea... El își, adică ea, partea subliminală, își curăță ceacăle, că vorbim. Da. Am văzut de enori protecții, cum să spun. Parcă erau topi sticlă, știi? Atât de nepermisive. Deci, în momentul când tu te închizi acolo într-o astfel de proiecție nepermisivă, tu, tu ești un embrion care nu va deveni pui niciodată, să spunem, da? Deci ești o sămânță care nu va încolți, pentru că ceea ce trebuie să percepi tu frumos și să dai înapoi, pentru că pretutindine există un schimb egal între toate, da? Energiile frumoase pe care până la urmă și cunoștințele pe care le primești la mediul înconjurător de la Univers, deci nu mai intră. Deci tu ești, tu te-ai blocat singur într-o stare de stază. Deci permisivă trebuie, permisivă la pozitiv, da. la energie înaltă, poroasă. Da. Bun. Spun asta pentru că partea lui de sus este oarecum sticloasă, așa cum am. Mm -hmm. da a ajuns la chakra 4, a curățat și chakra 3, mi-a ieșit o energie vineție, adică ea a ieșit uh -huh. și am văzut eu da. energie vineție, da? Aici este mai complicat, aici sunt și, cum să spun, rezidurile de la frici, resentimente, dar nu pentru alții, cum să spun, parcă i-ar fi ciudă că stau în propria lor mizerie mentală cei din jur și nu percep nimic. Uh -huh. Le vine să i să dea, un, îi vine să dea bobârnace, știi? Hei, treziți-vă! Da. Atrag din nou atenția că nu este treaba noastră să trezim mm uh -huh. la urmă. Trezim câți putem, da? da? Deci este ca și cum cânt un cântec. La unii le place și rețin notele, la unii nu. Uh -huh. Acum nu trebuie să-i obligi pe toți să le placă cântecul tău. Că dacă la ăia le place cântecul lui Draco sau la uh -huh. replică, sau lui Iahve, ăla cânta de Heruvie mai mult, ce să-i faci? Și nu putem noi să răgnim acum continuu, să cântăm cântecul până aude ultimul care oricum nu-l interesează, da? Că nu-i place. Toți trecem prin faza asta, știi? De exaltare. da. da de exaltare, că vreau să trezim, știi cum, a, să le deschidem da, ochii la Și eu am trecut și mă da, ceam și... la cunoștințele mele și da, se uitau că... la mine și... Mă făceau în toate felurile. Da, una... Una îmi cita din, din Biblie, da? Că nu, orice spuneam, din ce citeam și eu pe parcurs, ani în urmă, îmi spunea nu, nu, nu dar în Biblie spune așa, nu este așa. Și nu puteai este... să-i răspunzi cu argumente din programul Terra, că programul Terra... Păi nu-l citisem el. atunci programul tera. și, A. da, și Biblia eu n-am putut să o citesc. Vechiul Testament m-a apucat de trei ori și de trei ori am aruncat-o când vedeam ce scrie acolo. Deci și n avem cu, cum să mă... Și n-am reușit nimic, deci am lăsat în pace, da? Da. Fiecare cu treaba lui. Eu nu știu dacă ăștia se exprimă ei așa greu, e că doar e cartea lor, nu lasă. S afacerile lor. Da. Ok. Da. da Unde? Da. A terminat de curățat? Ce -a no, este la 5, da. Da. Și ca și cum a scoate o telegramă tocată la tocător de hârtie, cuvinte, stări ce a, a vrut să exprime la fară, da. Da. a să devii un lider în momentul când vei spune nu vreau să vreau să devin un lider. Poți să devii lider cu 5 secunde înainte de a închide ochii. În existența asta. Sunt un lider. Uite-te da. în oglindă, da? Știi că era un pe timpul lui Ceaușescu de Revelion, dădea, când lua pastile de curaj, nu și se scula partea de păr, în sus, țac, <gânt> nu, și ducea nu și spunea la șef toate. Așa da? trebuie să facem da. și noi, da. da. Te uiți în oglindă, în ochii tăi, te conectezi cu partea ta subliminală și spui, sunt lider, nu lipsește nimic. Este greu prima dată, a doua oară. Și pentru mine, ca să vorbesc într-o sesiune pe Skype, cum să spun, aveam ceva, nu emoții foarte mari, dar știi, când erau emoțiile, înainte de a intra în. Uh -huh. timnoză, că după și aia eu, la fel. După aia nu mai aveam nimic. A, eu nu vorbeam, da? Ca tine, da. dar aveam emoții la da. început. Asta... Deci, prin exercițiu se scapă de. Sigur că da. Toate emoțiile astea. Adică, trebuie să începi să faci. Și, lese și să le să-și lucrurile să curgă, da? Da. Deci să curgă. Adică. Să-și marea întrebare. Sunt eu vindecat de toate tarele mele, ca să pot porni mai departe. Uite, mi-am făcut autoprogram că nu vă slim străin. M-am Acces... autoblocat că nu așa. Am accesat, dar nu am accesat exact ce, ceea ce este pozitiv pentru că n-am discernușt, nu că n-are discernământ, nu se înțelege. Mm -hmm. Departe de mine să spun cuvinte grele. Deci, da. trebuie să se vindece cu toate ale ei, cum ar veni, să se pună în echilibru, da? Uh -huh. Deci, dacă mintea lucrează la 3,80, da, și. Nu, da, la 3,80, că e exaltată, da? da. Și cum să spun? Memorile sunt la 2,20, bineînțeles că are loc scurt circuit într-o conexiune și cealaltă. Adică dacă înțelegi ce vreau să spun. Toate aceste corpuri au care, pe care le deținem, inclusiv corpul fizic, au vibrații, intensitățile lor, emit emoțiile lor, emit percepțiile lor. Dar noi trebuie să împletim, să unificăm, să lucreze ca un tot unitar, armonios. Deci este ca și cum ai acorda corzile la balalaică, știi? Da. În momentul când nu e acordată cum trebuie, aia scrâșnește și nu-ți mai iese melodie. Așa și noi. Noi, de fapt, suntem o muzică, o melodie, da? Care trebuie să sune la unison. Toate da. notele să, să, să se împletească unele cu, cu celelalte. Uh -huh. Bun. Am trecut de chakra 6, mergem la șapte, la chakra corona. Mai are și niște matrici pregătite, cum să spun, transparente. Mm -hmm. Adică se pregăteau ori el, ori alții să se conecteze la ele, să le pună. Da, erau pregătite pentru piramide, da? Mm -hmm. În momentul când investigam piramidele, le-am venea o informație, știi? Da. Okay. Dar nu știu dacă o să o spună. Adică o să pară, o să însară lumea, așa. Dar deci... spune o Cristina. Deci mi-a venit că am făcut un fel de conexiune cu piramidele din Egipt, da? Da. Și cum au fost ele construite, că tot zice lumea că cu blocuri sonic și nu știu da. ce. Vreau să vă spun ceva, piramidele acelea nu au fost din piatră din totdeauna, da? Mm. Deci ele au, ele cândva la origine au fost altfel, translucide și frumoase, cu totul altfel, da? Înăuntru erau energii benefice și lumină de lumină, da? Dar apoi au fost cumva împietrite într-unul dintre procesele de distrugere, știa rasei, uh -huh. la recoltă. Uh -huh. Și au devenit așa pietre, dar ele nu au fost pietre din totdeauna, au fost cristal. Uh -huh. Cristal și și normal că Cristalul se așează pe bază de vibrație, da? da? Pentru că cristalul este o lume în sine. În uh -huh. A terminat, acum pune o pălărie de lumină și își formează torul de energie. Și-a pus el un costum tip anulez, deci ca să vă închipuiți un costum alt tip aștar și era, știi, dar anulez că nu, da, da. nu mai pui stomat, adică este frumos în sine, este da. alb strălucitor și este un pic uh, pe gât aici, la jumătatea uh -huh. crei, Așa a vrut ea să se îmbrace partea subliminală și are niște bocanci moi tot alb la culoare, parcă au ventuzie și se lipesc când merge, știi? Uh -huh. Se pregătește de o plimbărică, probabil. Uh -huh ea este o parte subliminală foarte plimbăreață, da? Da. Uh, cumva trebuie reconectat reconectată partea fizică la călătorile părții subliminale și la informațiile cele eterice, da? da. Adică partea subliminală se cam plimbă fără să înștiințeze, că nu-i place că mintea să își bagă nasul peste tot, A, cum ar și, pleacă și atunci așa. Pleacă, pleacă, pleacă pe furiș, cum ar veni, da? da? da. Deci să nu vadă la... mintea. Da, atunci ele trebuie să dea la pace, să le așeze solicitantul nostru, partea lui subliminală, pe toate, să așează la masă partea subliminală, cu partea eterică, cu mintea, cu o proiecție a corpului fizic, care reprezintă structura, corpul structural aici, așa, și să ajungă cum ar veni la un consens, să bată palmă, palmă peste palmă, știi? Mm. Și s-a făcut o coloană de lumină, da? Bun. Gata. Mai avem două puncte. Faza cu polițiștii care i-au furat identitatea, au copiat din telefon fără acordul lui, toate datele de identificare, locația, traseele, tocmai ce vorbeai de traseele părții subliminale, da? Da, da, da. da. Ca din aplicația de la bancă. Vrea să anulezi și să ardă orice informație copiată fără acordul. Acum asta este, cum să spun, o o memorie falsă creată pe baza unor premise adevărate. Mm -hmm. Deci câteva puncte din contextul ăsta sunt adevărate. Vorba ta, călătoriile una, așa. Mm -hmm. Deci traseele și totul. Ca și cum, la un moment dat, mintea ar fi amenințat că cheamă un polițai din afară, da? <gărători> deci este o luptă a corpurilor, da? Da, da, da. Deci, mintea cu partea cumva trebuie să se deconecteze are o persoană în anturaj care poate mai multe, care îl agită în sensul uh -huh. ăsta, știi? Adică să se detașezi. Bine, să nu stea cu adică știi că cu cuveaua anulezi închis în casă sau așa, dar să se străduiește mult să îi facă pe ceilalți să înțeleagă da. -a unde de-a înțeles el. Știi? Da. Dar. Am spus mai devreme, le-a spus și atâta tot. Nu stai să-l lămurești, nu... dacă am stat să-l lămurim pe fiecare în parte, fiecare amănunt, tu nu vezi că deci să mai face la... altceva se se uite zis. la șase de sesiuni uh, câte cineva și pune o întrebare, cel puțin în, în 500 să, să, răspunde la acea întrebare. Da. Deci nu mă refer la el și nu... Da, da, da. Deci nu judec, constat. A, da. Nici n-ar trebui să constat, practic. Ei, mai sunt contextele omenești. Bun. Așa, cineva a venit când s-a trezit. <coughs> ață, înainte să se trezească și a desch să deschidă ochii, a auzit urmă propoziția aia cu ne vorbi, am vorbit aici, da, de punctul ăsta. Da. Cine a zis? Da. da. Aștepta poștașul parcă să-i aducă un mecanism. A, asta e da, un mecanism important, al 10 ultimul care îi lipsea, la un ceas, ca la un ceas mecanic, dar când să-l ia din mâinile poștașului, a venit niște hoți și au furat mecanismul, partea care îi lipsea. Vrea, își vrea mecanismul înapoi. Deci este 10, deci simbolul 10 este 1 și 0, da, deci a. este informația primară cu care noi suntem practic codați în mm. universul ăsta, da? Și noi suntem 1-0, chiar dacă, dar suntem 1-0 de lumină, da? Mm -hmm. Că folosesc da. și ei. Da, folosesc da, 1-0. Numai că secvențele lor. Inteligența vor, da? Deci, în, în, în afară de secvențele de. Unele mm. sunt secvențe de lumină, unele sunt secvențe de întuneric, da? Deci, el simțea că mai ia partea subliminală, uh -huh. mai simțea că îi lipsea, să spunem, o secvență și ar fi format întregul, da? Asta da. ne referim strict la conștiință, da? Da. Pentru că a ezitat și n a fost sigură pe secvență. Uh, secvența în sine, ca și cum s-ar fi dizolvat. S-a uh -huh. retras. -a da. retras. Da. Nu i-a fost retras, no. s-a împrăștiat. Uh -huh. Și apoi n am mai știut să-i... Să caute firmiturile cum ar veni să cel acel întreg uh -huh. și să, pin, să pună ultima piesă de puzzle. Uh -huh. Deci, plicul este informația, cel ce aștepta este a partea subliminală, hoțul este mintea. Uh -huh. <laughs> da? Deci, iarăși trebuie o relație bună între minte și suflet. da? Uh -huh tot mai multe adversități între minți și suflete. Este uh -huh. ceea ce primim din, ca bombă de informații. Din nu acceptăm minte, mintea, nu da, poate da. să proceseze și să da. e, nu, minte. poate. E, dar ce poate. Mm. E, nu poate. Păi poate nu mai da. e ce învățată, Ia pe aici. Calco pe gă să vezi, pe gă uh -huh. să vezi cum faci. Calco pe gă cu piciorul și să numai când trebuie să judeci pe aici, prin da. tren. E, nu poate. Dar ce face? Comandă mintea? nu face comandă mintea. Noi partea subliminală. Suntem ceea ce am venit să experimentăm în corpul ăsta, da? Retrăgându-se partea subliminală din tetrada formată din spirit, conștiință, suflet, legate cu corp și minte care sunt una în doi într-un. Pentru că este. Mintea este un instrument în corpul fizic, Da, da. Așa. Deci Dintre toate acestea, toate acestea n-ar exista dacă eu sufletul n-aș fi să învi, da? Uh -huh. Ar exista, dar ar exista într-o formă cum sunt acele capete goale, da. acele carcase plimbătoare, da? Uh -huh. Gata. Uh -huh. Voi să-și mai retragă toate, cum să spun... Să-și împace din nou mintea, să o îmbrățișeze, da? da? Să accepte și mintea în sine că este un instrument, da? Nu este entitate de sine stătătoare ca să facă atâtea în corpurile noastre, da? Să-și accepte menirea. Deci este ca și cum uh, a lua Polonicul din cui, știi, și Polonicul din cui ar avea pretenția să, să te comande în toată bucătăria, știi, dar nu da. e așa. Tu, Polonicul e un instrument, ești. Te-am spălat, te-am clătit, te-am pus în cui la loc, te-am șters, stai acolo până te folosești. Ești menit pentru o anumită acțiune, da? Pentru da. un anumit da. tip da. de acțiuni. Da. Nu te apuci tu să faci rețeta. Să ne faci. Da gogoși și sărate, acre și cu, nu știu cum, da? Da, și își retrage toate rezidurile de peste tot, din da. toate corpurile și așează structurile, pentru că discutând, deci vezi, te reconectezi și mai sunt reziduri. Da. Chiar dacă mai de vreme și focusitor, știi? Cum da. să spun, sunt ca niște praf. Acum se elimine toți nanoroboții nebenefici din toate structurile ei și a lui în corpul fizic, da? Să-și retragă toate esențele de pe oriunde le-a zvârlit. Hmm? Să-și verifice din nou ADN-ul. Este complet. La esențe erau suficiente, da? Deci, îmi venea informația de 187.000 de fotoni. Mm. Adică, cum să spun, particula din care este făcută partea subliminală da, până da. la urmă, nu? Da. Asta suntem, o un, un matrice de, de puncte lumină. De, de lumină, da? Mm. Adică, poate a spus mulțumesc din suflet, anulez. Sau poate, știu eu, să, sau... na, orice, uite, așa da. se pierde. O afirmație și este suficientă, da? Mm. Te poate l-a impresionat nu știu ce situație și da. foarte mult. Deci, el, prin delicatețea caracterului lui fizic, cum să spun, evită multe discuții, de exemplu, mm -hmm. cu mama, cu familia da. și așa mai departe, știi? Pentru că, na, ei sunt în program și cu asta-basta, știi? Deci, nu găsește o cărare, știi? Mm -hmm să spună, să întoarcă lucrurile așa, știi? Și uite, câteodată zice da, 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 știi, da? da. Nu zice din inimă, da? Mm -hmm. Ca să planeze doar Inform niște... Informația, da, informația nebenefică a pătruns în câmpuri mm -hmm. și a, a pus un punct de întuneric acolo. Bata. Mm -hmm. Ok. Acum cum e partea subliminală, Cristina? Este foarte luminoasă, da? Da. și deci arată ca o madonă cu pruncul anulescu <laughs> și în braț este mintea, dar mintea este un pruncul cu picioare lungi ca târna așa, știi, târna așa da, da. cred că e blocat, Marin da ok um, Cristina mai avea să deblocheze abundența asta, tot să luptă cu ea, știi, nu e blocat, se mișcă uh -huh. Păi dacă zice că e blocat, e blocat, da? da. Cine? Cine i-a blocat abundența benefică? Deci propriile proiecte pe care ori nu le faci corect, ori pe care nu alocă destul de energie, știi, ca ele să fie puse în asta. De momentul când tu te identifici a fi co-creator, avea în tine tot ceea ce trebuie ca să co crezi la bunăstarea ta și bunăstarea în sine vine, da? Deci dezinstalăm practic uh -huh. <laughs> programul cu toate aplicațiile, da? Da. autoblocași da. și toate celelalte ce mai găsim și gata. P Aia merge pe canalul da. Abundenței. Da. Bine, întâi curăță, nu? Să curețe casa. Casa, da. Nu știu, cum zici tu? Da, da, să curețe casa, că e mai bine. Uh -huh. Adică, eu așa, găsesc că este mai bine să lăsăm partea subliminală ieșită din canalul de abundență benefic, Cu curată. energie curată, da. pere, cu energie foarte înalte și... Gata. Ok. A curățat? Da. Să meargă pe canalul abundenței benefice? A mers. A mers? E totul? Asta, da, a, da, a. da, da, da. și. Da, m-am dus. Mergă. De asta okay. a durat atât. Aha. Cred că n-am spus la dintre procese de curățare, n-am spus că e gata. Scuze. Da. Nu Eu am mers nu. mai încolo de acum. A, ok. Hai să mulțumim atunci părții subliminale. Dacă, adică, dacă partea subliminală vrea să-i transmită ceva părții fizice, acum. Să se iubească, să se prețuiască și să aibă încredere că poate orice. Uh -huh. Pentru că nu-i lipsește nimic, da? Da, din potrivă. Uh -huh. Acum îi mulțumim părții subliminale. O lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. făcut. Da. Noi ne tăiem toate legăturile, ne despărțim părțile eterice a mea -a ta și ne curățăm. Ok. Te pregătești să intre Cristina. Te deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. Și tu, Marina, asculți. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie Ești deci din ce în ce mai ușoară și mai relaxat. Deschide. -te.